ce mai faceți voi? Sper că sunteți super ok, super bine. Eu sunt super, super mega bucuroasă să filmez încă o zi pentru voi. Ei bine, în clipul de astăzi o să fac o nouă ediție sau un al doilea clip, al doilea capitol din produse ieftine favorite sau low cost. Produse care mie mi-au funcționat cu adevărat. Sunt produse destul de ieftine, gen minus 15 euro, ceva de genul. Astăzi am să vă arăt mai multe chestii de make-up și câteva chestii de îngrijire, dar o să ne ducem undeva spre machiaj mai mult, pentru că în ultimul timp am probat câteva lucruri noi, așa, și am și câteva chestii care le-am de foarte mult timp și încă sunt super ok și vreau să vi le arăt, să vi le recomand, pentru că sunt super ieftine și au ținut foarte mult la mine în colecția de machiaj. Am aici pregătită o cutiuță plină cu produse. Am, cum vă spuneam, de make-up, de îngrijire. Nu știu cu ce să încep. Am atâta chestii să vă arăt și am atât de mult să vă povestesc încât nu știu cu ce să încep. Cred că o să încep cu paleta asta de farduri, pentru că cred că este paleta mea favorită ever. După cum vedeți, paleta asta se deschide cam așa și la prima vedere ar părea că sunt doar fardurile astea, dar vă înșelați, pentru că partea de sus se ridică, se pune aici și uitați-vă câte farduri am aici. O grămadă și toate culorile. Am de la mate, la sidefate, toate tonurile de roz, verde, albastru, nu știu, tot ce-ți dorești în viață de la farduri ai în paleta asta. Din punctul meu de vedere, cred că dacă investești într-o paletă de asta, nu mai trebuie să-ți cumperi niciun fel de altă paletă. Paleta asta îmi place foarte, foarte mult pentru că este super pigmentată, se blenduiește super ok și durează foarte, foarte mult. Adică mă dau cu un roz, că mie place foarte mult să mă dau cu roz, mă dau cu rozul dimineața, se duce fondul de ten, începe și tujul să ducă pe la 10 noapte așa și fardul ăla încă e roz acolo pe ochi, deci eu rămân câteodată tâmpită cu anumite farduri din paleta asta. Toate, cum am spus, se blendesc super bine, sunt super cremoase, unele să știți că sunt prăfoase și mai cad pe aici, dar în general toate sunt super ok, se estompează fain pe ochi. Eu sunt super mulțumită cu paleta asta, o am de un an și ceva, să știți, și am cumpărat-o de pe Buying Coins, este cumpărat online. O să vă las link-urile tuturor produselor care încă sunt valabile, care încă se găsesc, care încă se pot cumpăra. Mă refer, de exemplu, la paleta asta și la alte chestii care o să vi le arăt în continuare. Vă spuneam, paleta asta am cumpărat-o de pe Buying Coins acum un an și ceva și m-a costat în jur la 12 dolari sau 15, ceva de genul. Acum posibil să o găsiți inclus mai ieftin, dar pe mine cam așa m-a costat, undeva la 15 dolari, ceva de genul, dar vreau să vă spun că este cea mai bună investiție care am făcut-o vreodată în ceea ce constă make-up. Și n-are rost să cheltui bani în alte faruri când ăstea, la un preț super bun, își fac genial treaba. Deci am vorbit atât de repede încât mă doare în gât. Să vedeți voi dacă nu plec de aici răgușit. Bun, să trecem. De exemplu, mi-am cumpărat acum foarte recent Velvet Dream de la Maybelline. Și v-am spus eu într-un clip că este cam printre preferatele mele. Acum mi se potrivește culoarea perfect, că am prins puțin bronz și sunt foarte, foarte încântată cu fondul ăsta de ten. Cum vă spuneam, Dream Velvet de la Maybelline, eu l-am în nuanța 48 Sun Beige. De multe ori nici nu folosesc pudră cu fondul ăsta de ten, la cât de fain rămâne pe fața mea. Îmi place atât de mult că uneori văd, atunci când îmi aplic pudră, mă refer, văd că rămâne cam cheie, cam fals așa, și prefer de multe ori să-l folosesc fără. Este super, super mega mișto. Cred că am să-l recumpăr când se va termina și nu mi se întâmplă foarte des să recumpăr fonduri de ten după ce le termin, dar pe ăsta cred că o să îl recumpăr, să-l am acolo în sertar, să fie mereu acolo cu mine. Asta m-a costat undeva la 10-12 euro, ceva de gen. Deci produsul ăsta intră clar la produse ieftine și bune, chiar foarte bune. Chiar vi-l recomand pentru că este super ok. Să trecem, am aici niște produse de îngrijire a feței, de exemplu acest demachiant de ochi. L-am cumpărat din Lidl. Nu știu, am atâtea produse. Mi-am dat seama în ultimul timp că am foarte multe produse de la Lidl. Nu știu, dacă vreți să vă arăt produsele mele de la marca Sien, îmi spune și eu, vă fac un clip încântată, că aproape toate îmi plac și chiar aș avea așa niște recomandări. Cred că chiar am să fac un clip de genul, chiar sună interesant, cel puțin pentru mine.
Și vă spunem de demachiantul ăsta, că nu o mai lungesc. Este super mega mișto. Îmi place foarte mult ambalajul. Deci ambalajul este genial. Ambalajul, după cum vedeți, vine cu pompiță. Pui discheta, apeși, iese produsul exact cât îți trebuie. Dacă mai îți trebuie, mai apeși o dată. Și ce să vă spun, demachează super bine. Nu este bifasic, adică nu este compus din două părți, uleios și partea de detergent, cum ar veni. Promite că elimină machiajul waterproof și da, îl elimină, pentru că eu am un tuș de ochi, care o să vi-l arăt imediat, care este waterproof și ăsta îl elimină genial. Deci sunt super încântată și la prețul de 1,29€, care este la noi în Spania. Plănuiesc că și în România este tot pe acolo, dacă îl aveți în România. Deci este, cum să vă spun, este ca un păcat să nu-l cumperi. Nu irită ochii, nu ustură, elimină super ok machiajul. Nu știu ce mai vreau de la un demachiant. Vă arătam burețelul ăsta. Băi, cred că v-am săgăit cu burețelul ăsta de 1000 de ori. L-am arătat în atâtea clipuri că nici eu nu mai mi-aduc aminte în care vi l-am arătat și în care nu. L-am cumpărat pe la sfârșitul lui august, începutul septembrie 2015 și încă este într-o stare foarte perfectă. Este adevărat că este pătat în anumite părți de fond de ten. Acum este ud, dar vreau să vă spun că este intact, deci nimic nu s-a întâmplat cu el, să mucegească sau să se rupă sau nu știu, de la uzare să se strice, nu, este intact. Și eu de fiecare dată când mă machez în ultimul timp folosesc numai burețelul ăsta. Burețelul ăsta știți dintr-un haul de astă vară că l-am cumpărat de pe AliExpress la un preț de 2 euro maxim, 1 euro și ceva. O să vă las link în descriere pentru fetele care îl doriți, vreți să-l cumpărați. Asta, vă spun eu, a fost cumpărătura anului 2015, mi-a schimbat viața, mi-a schimbat rutina de machiaj. A fost cea mai bună cumpărătura mea de anul trecut și cea mai ieftină, că a costat 2 euro. O să vă vorbesc puțin de blushurile de la Essence, pentru că data trecută mi se pare că v-am vorbit de blushurile de la Catrice și cele de la H&M, că îmi plac foarte mult. Azi să vorbesc despre blushurile de la Essence și vreau să vă vorbesc despre cele care le găsiți în mereu, în stand, cele normale, astea de aici, bun. Și astea care vin la colecții limitate. În primul rând o să vă vorbesc despre blushurile care vin la colecții limitate. Vreau să vă spun că blushurile care vin la colecții limitate sunt mult mai bune ca blushurile care sunt în stand. Astea, de exemplu, au durabilitate mică, să spunem medie așa, între mică și medie, ceva de genul jumătate de zi. În schimb, astea durează toată ziua pe față. Prețul este cam același, pentru că astea costă undeva la 3 euro și astea 3 euro și un pic. Deci, aleg astea care vin mereu la colecții limitate. De exemplu, ăsta l-am cumpărat vara trecută și ăsta este preferatul meu, este blushul meu preferat, care îl folosesc cel mai des. Iar ăsta îl am de la Breaking Down 2, ăsta de aici, care este roșul meu preferat din toate blushurile roșii care le am. Dacă vreți blushuri super ieftine și să dureze toată ziua, vă recomand colecțiile limitate de la Essence, dar și cele care le găsiți în mod normal sunt ok, la un preț foarte, foarte bun. Deci, ieftin și bun! Să trecem la ceva pentru păr, care vă jur că vreau să vă vorbesc despre chestia asta. Astăzi vă vorbesc despre balsamul de păr pentru păr drept de la Garnier. Deci vreau să vă spun că chestia asta e un miracol pentru părul meu. Am să-mi cumpăr și masca. Părul meu, îl vedeți așa cum este el, drept, frumos, aranjat, datorită balsamului ăsta. Am părul super descurcat, nu știu, mi-l lasă super fain, miroase genial, la un preț foarte bun, m-a costat în jur la 3 euro, ceva de genul. Și da, îl recomand pentru că mie funcționează foarte bine, dat fiind că, vedeți, deja aici m-am dat puțin cu placa și părul meu începe să fie rebel. Ăsta, balsamul ăsta, cât de cât îl potolește, îl pune la locul lui, spune, băi, stai și tu drept acolo, frumos. Deci da, la mine a funcționat Garnier, păr drept, 72 de ore. Altă chestie care am descoperit-o recent și care vă jur că m-a scăpat de cot. Luna trecută? Sau da, cred că luna trecută am cumpărat chestiuța asta de la Beauty Formula. Este un blushing gel. Și vă spuneam că am avut o perioadă pe la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie, dezastru. Deci am avut partea asta plină, domnule, plină cu
coșuri, deci nu mai scăpam, nu știam ce se întâmplă. Zic, wow, ce se întâmplă? Sau niște pastile hormonale, de la hormon, ce se întâmplă? Și cum, doar ce cumpărasem chestia asta, zic, băi, mi-o aplic. Prima oară când mi-a aplicat, m-a usturat atât de tare fața, încât simțeam că mă arde. Dar după aia, cu fiecare utilizare, o utilizam doar noaptea, mi-a lăsat fața spectaculoasă. Nu mai am un singur coș, nu mai am pe față nimic. Mai am niște pete, pentru că, da, am avut coșuri și mai am niște pete, dar coșurile le-a eliminat complet. Nu știu dacă e ăsta sau dacă coșurile trebuia să plece, dar mie mi-a funcționat. Și de atunci îl folosesc seara. M-a costat, doamnele mele, fetelor, 1 euro, 30 de mililitri. Deci, pentru 1 euro să scap de coșuri, nu mai am cuvinte. Trecem mai departe. Tot din spița asta cumpărături recente am să vă arăt Maybelline Fit. Fit Me. Chestia asta mai are puțin să termine la cât am folosit. Deci, fraților, o folosesc zi de zi. Fond de ten nu-l folosesc zi de zi, că nu mă machez zi de zi cu fond de ten. Da, asta, corectorul ăsta l-am folosit și o să-l recumpăr. Clar, asta, când se termină, o să-l recumpăr, pentru că este cea mai bună investiție care am făcut 2 euro. A costat undeva la 8 euro. Și vreau să spun că este exact ce caut eu la un corector. Îmi luminează aici cearcănele, aici puțin nasul, bărbia, deci este super ok. Recomand acest corector, mi se pare super ieftin și super, super mega bun. Deci cumpărați, dacă vreți, ca să probați, Fit Me de la Maybelline. Eu îl am în nuanța, imediat vă spun și în ce nuanță am, dacă găsesc pe unde scrie 20. Să vă arăt un rimel. Un rimel care cred că o să fie de acum piesa mea de rezistență din colecția de machiaj. Este un rimel de la Kiko. Vă arăt produse Kiko pentru că și voi le puteți comanda din România, deci nu mă plătesc cei de la Kiko să spun chestia asta. Am văzut eu pe site-ul lor că puteți comanda, costă livrarea undeva la 6 euro și dacă cumpărați de 50 de euro este livrarea gratuită. Deci pentru fetele din România care vreți produse Kiko, le puteți comanda online, intrați pe pagina lor de internet. Eu vă recomand cu toată căldura, o să vă recomand un ruj și un rimel. Prima oară să vă recomand acest rimel este mascara Active Effect Volume. Deci este cea mai bună mascara care am probat-o ever and ever. Și dacă o să o probați, o să vă convinge și voi, pentru că așa este. Are genul ăsta de de periuță. Vedeți că este așa ascuțit. Eu mă dau numai o dată cu rimel. Deci nu stau acolo, îți dau 3-4 ori cu rimel, aștept să o suci și mai dau cu o dată. Nu. Mă dau o singură dată și îmi lasă niște gene spectaculoase. Că ăsta costă 8 euro când nu găsiți ofertă. Acum bagă mereu ofertă la rimeluri sau la rujul. Puteți găsi chiar și cu 3 sau cu 4 euro. Deci fiți cu ochii pe pagina la Kiko. Așa îl găsiți la ofertă, îl puneți în săculețul de cumpărături și vi-l cumpărați, pentru că vă zic eu că de rimelul ăsta o să vă îndrăgostiți. Și că vorbeam de rujuri și Kiko, rujurile de la Kiko îmi plac foarte, foarte mult pentru zi cu zi. Nu sunt cele mai rezistente rujuri din lume, de exemplu ăsta care vi-l arăt eu acum, care e așa în forma asta, că nu știu cum să-i spun exact acum, că se cheamă ca o denumire, dar nu-mi vine să le spun. Sunt genul ăsta, gen stilou, vedeți? Astea miros extraordinar, sunt super hidratante, lasă așa o textură pe buze super mișto pentru zi cu zi, deci nu ceva exagerat. Îți lasă buzele ca și cum nu ai avea ruj, dar îți dă o culoare buzei, nu știu, îmi plac foarte, foarte mult pentru zi cu zi. Kiko, în ceea ce privește rujul, pe mine mă surprinde mereu în bine. Îmi plac foarte mult, le puteți cumpăra cu încredere pentru că sunt niște rujuri foarte, foarte ieftine și foarte bune. Dacă le găsiți la oferte, că mai mereu bagă oferte, îl puteți cumpăra rujuri, nu știu, la 1,50 euro, la 2 euro, la 3 euro, depinde de care vreți. Deci eu cu mare, mare căldură recomand rujurile Kiko pentru că sunt foarte ieftine și foarte, foarte bune pentru prețul care au. Să trecem la piesa de rezistență acestui clip. Pentru el am făcut clipul ăsta astăzi. Este eyelinerul gel de la Catrice. Eu să știți că fac foarte nașpa linia tușului cu un rimel normal din ăla cu pensulică, nu știu, nu mi iese deloc. De la lichidul ăla, mi se face o teroare de linie de tuș. În schimb, cu gelul îmi fac super bine linia de tuș. Iar ăsta care l-am descoperit acum, vreau să vi-l recomand cu toată căldura. Este un eyeliner waterproof de la Catrice, cum vă spuneam. M-a costat 5 euro, 4 euro și ceva, 5 euro.
și sunt foarte mega mulțumită de el. Durează, vă jur, toată ziua. Îl pun dimineața și seara îl am aici intact pe ochi, e? Îl am intact. Este mat. Se aplică super fine. Singurul minus care aș putea să spun eyelinerul ăsta este că se usucă foarte repede, deci trebuie să vă mișcați repede. Eu trebuie să mă mișc repede pentru că se usucă foarte repede și rămâne acolo toată ziua. Deci, bai, pentru mine este minunat. Îl recomand, îl recomand, îl recomand. Trebuie să încercați eyelinerul ăsta pentru că este minunat. Îmi place foarte, foarte. Bun, fetelor, și ultima chestie care vreau să vă arăt sunt pensoanele astea. Pensoanele astea, cred că le am de 3 ani de zile, dacă nu mă înșel. Da, de 3 ani de zile și le vedeți, sunt intacte. Le puteți vedea. Sunt clonele celor de la Real Techniques, nu sunt originalele. Le-am cumpărat de pe Buying Coins. Eu v-am spus că sunt o mare amatoare de cumpărat pensule de acolo, pentru că au o calitate foarte bună și sunt foarte ieftine. Acum fiecare pensulă cred că costă în jur la 1,50 euro, ceva de genul, iar sunt și seturi cu toate 4, undeva la 3-4 euro, ceva de genul, pe acolo, pe acolo. Vi le recomand, gândiți-vă, le am de 3 ani de zile și sunt intacte, după cum le vedeți, nu le-a căzut păr, aplică genial fondul de ten. Bine, eu acum știți că sunt mai fană burețel decât pensule, dar cât le-am utilizat eu pensulele astea, au fost geniale. Acum ce fac mai nou cu ele este să-mi fac un contur, sau să-mi aplic pudra pe aici pe jos, pentru că îmi intră foarte bine sub ochi. Uneori mai aplic și highlighter cu ele. Sunt destul de ok și pentru alte scopuri, nu neapărat pentru aplicarea bazei de machiaj sau a... Deci sunt minunate, le recomand. Sunt alexativă pe dincolo, o scuzați. Sunt minunate, le recomand cu cea mai mare încredere, pentru că mie mi-au funcționat extraordinar. Așa că veți avea linkul lor în descriere. Bun, fetelor, și cam atât pentru azi. Am terminat cutiuța. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi. Sper că a fost util pentru voi. Sper că ați descoperit lucruri noi. Dacă v-a plăcut clipul de azi, nu uitați dați un like și un share. Să vă abonați dacă încă n-ați făcut-o. Eu vă pupăcesc extrem ca de fiecare dată și ne vedem în clipul următor. Ciao!